Înaintea meciului retur cu CSM București, antrenorul Gheorghe Tadic face o radiografie a echipelor participante în Liga Florilor și arată încă o dată pericolul real care planează asupra handbalului feminin din România. Cum credeți că ar trebui intervenit pentru a determina echipele din România să promoveze sportive românce? Deci este legea Novak care spune 40% element autohton, pentru că altfel vom dispărea și din handbalul feminin și cu la nivel de turnee finale de campionat european sau mondial, nu mai vorbesc de jocuri olimpice, și unde e dificil să ajungi. Noi vom pregăti în continuare jucătoare, le vom plăti, le vom pregăti, le cazăm în condiții super, super, pentru alte țări și vom privi la fel cum s-a întâmplat la băieți sau cum se întâmplă la alte discipline sportive, vom privi aceste competiții la televizor. Legea, înțeleg că de-abia acum începe să pună să se aplice. Oricum, amenzile erau derizorii la 3.000 de lei, 3.100, după aia 3.200, cu câte 100 în plus la fiecare, nu s-a ținut cont. Amenzile au fost anulate de către Comisia de Apel, tot ce a amendat Comisia de Disciplină, și atunci sigur că te întrebi ce e mai important, reprezentarea țării, având în vedere că bugetul este afectat serios, sau facem echipe cu asemenea jucătoare plătite cu de la 5-6 mii până la 20 mii de euro, salarii lunare vorbesc, plătim câte o jucătoare care nu sunt salariile altor echipe de la locul 8-10 în jos pentru toată echipa, și vii să raportezi că ai făcut obiectiv de câștigarea titlului, a Cupei României, participare în cupe europene, dar mai ales asta de pe plan intern, cu asemenea rezultate care, în opinia mea, sunt rezultate mincinoase, false, rezultate cumpărate, așa cum lucru pe care l-am mai spus de multe ori. Handbal Club Zalău continuă așadar să pregătească jucătoare din România, dorind să crească calitatea lotului național de handbal feminin al României. Antrenorul HC Zalău a fost și este un adevărat descoperitor de talente în handbalul feminin, iar componența actuală a lotului național de handbal are amprenta lui Gheorghe Tadic, omul care insistă să dezvolte handbalul feminin românesc. Una din speranțele tinere ale handbalului românesc, componenta lotului antrenat de Gheorghe Tadic la Zalău, Roberta Stamin, a fost convocată la lotul național. Te așteptai să fii convocată pentru echipa națională? Nu am așteptat, însă mă bucur foarte mult și sper să pot să fac tot ce este bun pentru mine. Cu ce gânduri mergi la echipa națională? Să joc foarte bine și să reușesc să mă afirm. Felicitări Consiliului Județean Sălaj pentru susținerea acordată în dezvoltarea handbalului feminin românesc. Această ramură sportivă cu tradiție în România, dar în mod special cu tradiție în județul Sălaj.